Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Malta, nu la noi, astfel încât tinerii să poată deveni primari chiar de la vârsta de 16 ani. Serios? Da. Îi învață la rele de mici, practic. În urmă cu 5 ani, Malta a fost de altfel coborâtă vârsta de vot la 16 ani. O dezbatere care are loc în mai multe țări europene, cred că inclusiv la noi. Din când în când mai vine ideea, n-a avansat niciodată. Și tot de acum 5 ani, vârsta minimă ca să fie ales într-un consiliu local, consilier local. Deci a fost și ea coborâtă la 16 ani. Și acum planul guvernului este să schimbe din nou legislația, astfel încât să poți să devii chiar primar, nu doar consilier local, la 16 ani. Copiii ăștia n-au studii la vârstă. Bine, ai noștri n-au studii nici după ce intră în Parlament. Exact asta. Deci măcar în cazul lor mai există o speranță. Cumva. Adică ei pot spune, stai că eu încă mai am tot timpul înainte, spre deosebire de, cum zice, da, unii dintre cei ai noștri. Da, trebuie să remarci că și la ai noștri există o mare dorință de a învăța. Adică ei mai întâi se ocupă de cariera profesională. Sigur, în sensul că, da, că se angajează la firma lui Tasu. Sau firma lor, mulți au firma lor, se angajează la firma lor. Și vând covrigi în Buzău și cu asta învață business adevărat. Și după aceea, când învață business și au învățat, au deja școala vieții, se duc să facă și școala adevărată la universitate, care dacă au noroc că au și licență, sunt și licenția. Nu mai contează că tu dai, te mai verifică cineva în cazul ăsta că e licențiată? Scrie acolo că ai terminat facultatea de la universitate, da, la revedere. Da, ideea e, nu știu dacă ai observat, dar ai noștri termină câte două facultăți și un masterat și și-au și un doctorat în timpul pe care alții, frate, de-abia reușesc să termine și eu facultate și să fac un masterat. Dar puțin, școala ce vieții... face în Oxford, Cambridge, aici? Școala vieții învață foarte multe și practic acumulează foarte repede într-un timp foarte scurt. Da, te ajută foarte mult. Deci dacă ai învățat de mic ce trebuie să înveți, când ești mare numai te joci. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.